credincios să rostim cu toții crezul. Cred în unul Dumnezeu, dat la toții dorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut chiar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Porțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, Thank you.
zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Să dăm pe noi.
dintre care cel din tâi suntem. Încă cred că acesta e prea furat trupul tău și acesta e însuși un sânge tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința. Și mă împlinicește fără de o sândă să mă împărtășesc. Prea curatele tale taine, iertarea păcatelor și viața. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtașa și că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare voi dacă ai unde așa ca din harul, mărturisind-mă zice, Doamne, pomenește-mă cum e venit împărăția ta. Nu spune nici că atâta spre o sândă să fie împărtășirea cu Sfintele tale taine. Virea Dumnezeu și așa. Yes.
rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfântului Ioan Botezătorul, ale Sfântului Ioan Bunădeaur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit-o. Ale Sfintei Mare Mucenice Varvara, ocrotitoare a Sfintei Bisericii acesteia, a cărei pomenire o face. Ale Sfântului Ioan Damaschin, ale Sfântului Erar Pahomie de la Gledie și ale Sfinților Mărturisori Năsăudeni, ale Sfinților Creților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. În altă Sfințite Părinte, Dracuvioase Părinte, Exarh și Arhimandrit, Dracucernice Părinte Consilier, Dracucernice Fras Protocop, Dracucernice Părinți, Părinți și frați în Hristos, Domnule Deputat, Domnule Primar și cinstite oficialități. Ideea deschiderii unui locaș de închinare în această mină a fost o preocupare principală de mult în lucrătorii care lucrau aici, în această lume, fără de lume. Înainte de 1989, era imposibil să se realizeze aceasta. Însă, imediat după schimbările în 1889, datorită liderilor destoinici ai acestei mine, în frunte cu liderii lor și cu conducerea minei, a luat hotărârea să se construiască, să se deschidă, să se înfăptuiască vechea dorință a lucrătorilor de aici, de a avea un locaș de închinare. Și ea, într-adevăr, s-a realizat în așa fel că la data de 3 decembrie 2000 s-a sărbătorit primul său hrad, fiind prezent în alt preasfințitul arhiepiscop mitropolit Bartolomeu, când a și sfințit acest locaș de închinare. Așa cum se vede, este minunat. Credincioșul care intră aici se simte deosebit, o deosebită plăcere și o deosebită trăire duhovnicească. De atunci a fost vizitată de multe delegații și din țară, dar și de peste hotare. Au fost mulți ierarhi și înalți ierarhi care au intrat, s-au închinat, s-au și scutit aici. Amintim marea personalitate a preafericirii sale, Bartolomeu II, Patriarhul Ecumen. Apoi atâtea și atâtea delegații care au făcut să ne ducă și nouă laudă despre ceea ce există în această mină, aceste zauri duhovnicești. Mă simt deosebit de onorat că astăzi, în numele dumneavoastră celor prezenți, să aduc salutul de bun venit în al preasfințitului nostru arhiepiscop Andrei, arhiepiscop și mitropolit Andrei, asigurându-l de dragostea noastră filială, asigurându-l de cinstea și de respectul pe care o purtăm văzând în dânsul personalitatea înaltă a bisericii noastre și cel ce vedează asupra Bisericii lui Hristos. Nu vă primim într-o biserică de lemn sau într-o biserică de piatră, vă primim în această biserică de sare,
care este atât de important, așa cum a spus dragă soția voastră, sarea, elementul acesta în viața voastră. Deci sarea este importantă, biserica care este casa Domnului este deosebit de importantă, noi credincioșii trebuie să o căutăm, să o cercetăm și într-adevăr să simțim binecuvântarea lui Dumnezeu pentru o viață deosebită, o viață în care să-L preamărim pe Dumnezeu, o viață în care să ne iubim unii pe alții, într-o viață în care să dumnească pacea și una înțelegere. Bine ați venit și vă asigurăm de cinstea și de iubirea noastră filială. Să trăiți la mulți ani, Părinte Protopop, să dea Dumnezeu ca postul să fie cu multă pace și sărbătoarea Crăciunului cu multă bucurie. Binecuvântare și urare pentru toți creștinii din Dej și în mod special astăzi pentru cei ce sunt mineri și lucrează aici. Spunem împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Vă miruim, dar să veniți repede, repede. Preoții întâi și apoi creștinii toți. Mai colindat, băieți. Uite că nu v-am gratulat, ați răspuns frumos la liturghie, mai colindat. Bine, vedeam la prezentare și după aceea ne contactăm. Bine.
Deci, hai că... Hai că vrea... A, știu, știu. De la... Un nume de... Barbara este o ocrotitoare a minerilor și a minelor. De aceea astăzi, pe 4 decembrie, când o sărbătorim, am liturghisit în splendida biserică din mina de sare de la Ocna Deșu. Și gândul pe care mi l-a inspirat Dumnezeu a fost legată de afirmația pe care Mântuitorul Iisus facem predica de pe munte, spunându-ne nouă creștinilor, voi sunteți sarea pământului, dacă sarea se va strica, cu ce se va sara? Adică ne aduce Mântuitorul Iisus Hristos că lumea aceasta s-a stricat de tot. Dacă n-ar fi și oameni credincioși și buni care să îi dea totuși o oarecare consistență după aceasta, să nu se altereze, să nu se trice, să nu se trăiască. Acesta a fost gândul pe care l am pus la suflet și minerilor ce au participat la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Sfânta Barbara a mers cu mărturisirea lui Hristos până în capăt, efectiv, fiind pentru vremurile ei, sare a pământ. Să ne ajute Dumnezeu ca noi să fim pentru vremurile noastre această sare care dăm consistență, care ajută societății în care trăim să nu se altereze, să nu se strige, să nu se întretească. Gândul acesta l-am legat de faptul că am fugit într-o mină de sare. Nu la anul, nu? Nu la anul.